Oltre invece, vediamo che stai c'è da un nuovo episodio, la un nuovo live, scusate, ma de FIFA Mobile. Io sto in live de seara, aștept, n-am putut să-l fac aseară pentru că am ajuns târziu acasă și... probleme! A fost prea târziu și da, am zis să lăsăm live-ul 1, salut, bă, Robert Crișan! Să mergem pe la mobil. Salut, salut tuturor. Salut Radu Kendama, Târgu Mureș. Eu sunt Pemiu. Salut, băi, Sebi, salut, salut. Salut tuturor. 7 persoane, 8. Primul. Robert Crișan a fost primul. Dacă stai să te uiți puțin mai sus, Robert Crișan a scris 1 și el a fost primul. Îl facem astăzi pe acest jucător la 10 like-uri. Îl facem de 85 overe și da, o să mă ajute foarte mult. Deci, da, salut Bănița Antonio. La 10 like-uri dăm up lui Lemar. Până atunci am plătit intrarea... Team of the Week! Team of the Week! Iuhuu! Am scos banii! Îmi place! Vara! Asta normal că-i trebuie 3, frate, dar... Am scos banii! Îmi place! Vara! Când se bagă... Oh, iau banii! Iau banii și îi duc acasă. Haide, cam iau 2 milioane. În fine, nu contează care a fost primul. Salut, salut tuturor! Iau 2 milioane. Nu o să iau training XP-ul ăsta pentru că nu am nevoie de el. Yuhu! Level maxim. 6 like-uri. Flavio, m-ai văzut pe live-uri. Ce zici? Sunt activ? Da, ești activ, dar... Da, ești... Activ, dar nu o să dau acum moderator. O să încerc ca la 20 de like-uri... Ca la 20 de like-uri să-ți dau, dar asta depinde numai de tine. Trebuie să ghicești numărul. Ești foarte activ, deci nu glumesc, ești foarte activ. Foarte, deci și banii să zboare! Arunc cu banii. Bat palma, uite, cu tine. Buf, buf. Vrei să fim prieteni? Da, de ce nu? Viano, tu ce skill boost ai? Că diving-ul care l-am. Mai trebuie să câștig 10 winner până la 50 de winner cu liga. Ești foarte tare, să știi. Mulțumesc! Like din partea mea. Mamă, și bă! Ce ați zici? Hai să încercăm cu CDB și cu ăștia, pentru că nu vreau să-l dau pe săracul Kimi. Da. Nu știu ce să fac, pentru că îl duc pe ăsta la 8-6 și îmi crește cu 6 la 92. Hai că-l ducem la 8-6 pe el și atunci nu mai ducem pe... nimeni altul. Ce? Nu, no. Flavio, eu fac 5 milioane. Salut. Cum ai reușit să te trezești așa de vreme? What the fuck? Eu visez. Eu iau 5 milioane de la Potmă plus 1 milion în oferă și încerc să îl fac pe Gulit. Îmi place vara!
Mai dai mod dimineața asta? Da, de ce nu? Mai joci rol? Da, joc! Așa, 10 like-uri. Bă, și ce ziceți voi? Să-l fac pe Rodriguez la 92 sau să-l fac pe Lemar la 85? Eu zic că Rodriguez îl mai pot face. Pentru că fac 2 milioane, dar am nevoie și de bani pentru Lemar în pana mea, adică, da. Da, o să dau ăia 5-8 de milioane pentru Lemar și vă dați seama. Pentru că nu o să coste mult, adică Kimmich o să țin banii pentru a lua pe Griezmann. Mamă, eu vreau să-l iau pe Griezmann Team of the Year. Griezmann Team of the Year îl vreau în echipa mea. Ori Griezmann, ori Aguero Team of the Year. Ce ziceți voi să upgradez? Rodriguez, salut! Cristian Beslaga, Rodriguez. Avem mai multe voturi de Rodriguez. Pentru că da, deci le-ai mult fără pe Rodriguez. Păi, să zicem, da, că pui mei fac 200 de ca înapoi și pui mei îl rezolv. Oricum nu trebuie mult pentru Lemar, adică poate pe live o să-i dăm up și lui Lemar la 85, dar asta e partea a doua. Zardeți, in the best. Și Griezmann in the best. Sau nu, Lukaku, bă, chiar și Lukaku arată excepțional în FIFA mobil. Nu pot să zic nimic și da, eu pe banii. Salut, bă, X-Rafa. Primul meu premiu, Team of the Week. Să-mi bag ce-o careta. Ia-l pe Messi, da, numai Messi am. Ia-l pe Mertens. Oh, și Mertens. Rodriguez, Lemar, Rodriguez. Păi banii de Lemar îi fac un 2 și am plătit intrarea la Domination, deci no problem. Pe cine iei de pe bani? Păi o să-mi iau un atacant mai bun ca și pui mei Belotti și o să-l bag pe Belotti la up, cred că la Acosta, Auba. Cine face dracu bani de Auba? Auba e undeva la 18 milioane. Ce vorbim? Drăcacu nu face braziliana. Păi ne uităm la un jucător care face, la un atacant central care îți face braziliana. Cum e Gaitan, care îți dă gol în ultimul moment. Bă, 500 de skill boosturi sau 2500? 2500 de bani. Adică pui mei. Skill boosturile ele fac rost de ele cumva. La câte like-uri dai mod? 20. Știu că a mărit cota de like-uri, dar aceasta este problema. Social Blade. Eu zic Mertens. Costă 500 de K. Păi ne uităm acum Mertens și la ăștia alți, la Lukaku și la Mertens. Hai Mertens, cum o duci? 426 de abonați. Am făcut cred că recent Mertens. E 700 de K. Și braziliana? Îți face braziliana direct. Păi. Nu știu ce să aleg. Fratele miliu. Bine, bă. Suarez, pune-te pe Buffon. Nu mă pun pe live-ul acesta. Suarez e RF. Da, știu. Exact, că face brazilian asta mă ajută pe mine. Pentru că eu pot să ajung mai rapid la Buffon cu Mertens. Și scump, să zic. Pentru că uitați. Hai să ne uităm și la Lukaku, na. Lukaku și Lewandowski, cred că.
Și Lewandowski, cred că. Ia-l pe Coutinho. Stai să vedem. Leva. Să vedem pe Lewandowski. E striker. E 89 și îți face braziliana. Ăsta e atacantul de care am eu nevoie. Nu are nevoie de cam. Ăsta e atacantul de care am eu nevoie. Păi le-au pe Lewandowski direct, bă, crescut. Știi și pui mei? Nu-i greu. Lewandowski a meu. E scump, dar își face treaba. Pentru că Harry Kane nu mă pot gândi. Nu mă pot gândi la Harry Kane, că pana mea e totuși team of the cel mai bun jucător. Hai că pe ăsta nu-l iau. Dar pui mei îl iau pe Coutinho, nu-i ce atât. Știi și pui mei? Iar pe Aguero tot. Îndiaie și crește-l. Bă, nu, Mbappé, RV, caută să vezi că e bun. Mbappé, da, și Mbappé, dacă mai rămân bani, Mbappé e perfect. Gata, l-am găsit și pe Mbappé. Nu e foarte bun Lewandowski. Nu are viteză. Păi mie nu-mi trebuie viteză să fie atacant. Îmi trebuie pur și simplu acolo, pana mea, să-mi facă braziliana. Da, știu. Da, man, dar n-am bani de ăsta, că îl cumpăram. Mbappé, hai să vedem. Dacă îl găsesc undeva în 500 de K. Păi și eu și pe... Perfect. Doi team of the year o să am în echipă. Păi văzut pe soare și nu ai primit și câștigă cu Roma, o să și am 91. A, Lukaku, eu îl iau pe Mbappé și Aguero tot. Ștefan, de... da, cred. Exact, și îmi rămân de Mbappé bani. Păi, perfect cu Mertens. E chiar ok cu Mertens, ideea ta. Mertens. Și pui mei, îl mai iau pe Mbappé bandă dreaptă și pui mei echipă. Poți să crezi mult mai bine decât cu Gaitan. Nu e atât de scump. Vezi că Leva are 90 dribbling și ăsta la altul. Mertens are 93 și Mertens o să fie la mine în echipă. Nu era clar. Și o să-i dau apuri la Mertens. Când o să fac, cum o să fac bani? Adică here comes the money, here we go. Bă, de... Stai mă așa, bă. La campanie la Buffon, la Ramos. Boss, pot intra în ligă. Am 94 overe. Da, pot intra. L-am pe Ndiaye. Și e bun. Da, mă, dar n-am chef să cresc acum jucător. Vreau să iau direct crescut. Man, la Team of the Week este chest să băga Team of the Week-ul, știi? Și fac bani. Bă, ia-l pe Corea. Bă, îl iau pe Grizi. Da, bă, la Griezmann nu ne-am uitat, chiar. Ne-am uitat la Mertens, dar la Griezmann nu ne-am uitat. Bă, până îl iau cu golurile, e mult la mine. E 6.000 de goluri care trebuie să-i dau. Îl faci de 90 și face braziliană. Man, nu-mi trebuie Corea, man. Arată liga. Vă arăt imediat. Cred că aș mai putea lua un punct, dar n-am timp. Bă, frate, mai am avut 3 jucători, bă. Gamea și în ei 3 jucători. Am văzut. E de 89, Aguero. Hai, Grizi. Hai să mergem pe Grizi. Arată echipa. Uite, arăt imediat. Numai să mergem să ne uităm de Grizi. Să vedem Grizi.
Păi, îl faci pe Mbappé de la Trophies. Man, dar uite Trophies cum arată la mine, man, că nu m-am mai pus să dau goluri. Fii atent, la mine Trophies a mult și bine. Am 6.000 de goluri. Până fac eu alea 6.000 de goluri, e mult și bine, gândește-te. Și pui mei, trebuie și braziliană și vreau să mai schimb RV, pentru că Gaetan ăla e super slab, să vă zic drept. Arată echipa. Echipa stă în felul următor și Rodriguez urmează să fi upgradat. Un K mai întreb. Man, dar n-am destule puncte, am numai un punct, înțelege-mă. Că l-aș fi luat pe Aguero direct. Pentru că, uite, atacant, în ce, ce întrebe mie, are 91 overe. Are 106 dribbling, eu... E very nice la mine în echipă. Dar n-am cum să-l iau. Și banii ăștia să iau numai 10 ore. Adică de seară. Pe înserate. La meu. El pe Mbappé 8-2 să tăie super bun. La meu. Man, vreau să fac și eu scheme pe aici. Știi? Și pui mei. Eu zic că mai bine fără Mbappé dacă... Stăm să ne gândim, ok, nu era zeu Gaetan, era zeu până când a apărut Team of the Year. Pentru că după ce a apărut Team of the Year, a slăbit. O să mă și la Guero, bă. Mamă, mă, frate, Eden Hazard. Bă, mie nu poate să-mi pice un team hero și le le pică Eden Hazard. Ăla e Aguero pot, mă, nu tot. Eh. Dar o să fie scump, zic eu. Exact, pentru că pui mei. Lens și... Da. Așa te apuci de alte jocuri, poți să intru la tine în ligă. Să-mi ziceți ce OVR aveți la echipă, pentru că dacă aveți peste 88 OVR o să puteți intra. Și liga a progresat foarte mult de ieri, ca că aveam, am pierdut de neoruptă ea. Ăia din grajdul lor. Iar pe Messi. Messi de 15 ori mai scump ca jucătorii care vreau eu. Mare până la 95, până atunci ar fi bun Mbappé. Exact, Mbappé ăla ar fi extrem, extrem de bun. Până la 95 am mult și bine și pui mei. Vorba lui Patrick. Mă ajută mult Mbappé. Eu am 85, mamă. Dacă n-ar fi fost... prostia asta, că dacă n-ar fi fost topul și te-ar băga cu tine, chiar dacă ai 5 victorii și 5 loser cu liga, te-ar fi băgat direct în liga, da, pâine. Ei avea o vere mare, de aia am pierdut. Exact, aveau peste 105, pot intra, dacă ai peste 88. Ok, pot intra. Să-mi dai money? Nu da money! Arată liga, please. Imediat aleg și arată. Și liga. Hai să-i dăm up lui Rodriguez. Îl găsiți pe Miropolantul Rodriguez la numai 92 avere, 92 avere, 92 avere în echipa Leaf Flash Mobil. Like! No, was doi, fratello! Fratello! No, was doi! Cumpăr un atacant și un portar. Eu iau portar, cred că Nava, nu știu. Ce mult avere aveau. Stai așa că fac eu curat acum.
giocato a torneo. Da, mi ha picchiato a guerra di Obsas e della Free Pack. Ah, stiu, cred că stiu. Deci. Manage member. Bye, Kimmich, bye, bye. M-am chinuit la tine un weekend întreg și n-ai făcut nimica de când ești la mine în echipă. Bravo. Așa. Știu că avem vreo 2 de 8-8. Ștefan. Ștefan, remove. Remove. Și Avohodia ăsta, remove. Chesadia. Îți două locuri în ligă dacă aveți peste 8. Dacă aveți... Hai să punem la ligă 8-9 pentru că pana mea. Totuși, ligă. Te-ai prins? 8-9 și da. Iar pe Aguero ăla de 87. Liga. Asta e liga. Și să vă arăt leaderboard. Era mișto dacă puteam intra și eu în ligă, dar nu vreau să vă stric. Bă, te-aș fi băgat cu mare drag, dar pui mei, suntem aproape în top. Suntem pe locul 55.516 și da. Sorry, te-aș fi băgat. Aguero, da. Deci, team, pot să intru, am 99, da, de ce nu? Nu în Spania, că eu eram cu Atletico Madrid, că știam că acolo juca la un moment dat. Nu m-am prins, că nu-s lapte. Am auzit și am auzit stâmpenia asta. Mă mereți echipa mea? Ce echipă să-ți arăvă, frate? Mamă, comparabil cu Belotti, a meu îl face, dar... Ești prăjales, ce slab e! Stai! Mai rămân cu 1000 de K, Mbappé. Hai să vedem Mbappé. Mb. Mbappé right winger, na. Sper să ajungi și pe locul 1. Să sperăm. 1000, dacă îl găsesc în 1000 de teste, ai ok. Un miliard. Nu, atunci mergem pe mâna lui. Acum contează, frate. Și Mertens e bun. Am echipa, please. Bă, avem echipa de 7-7 când mi-a picat. Ce vrei? What the fuck? Câte cereri! Îl acceptăm pe Max Infinit. Power 005. Adrian și Alex, rămâne să mai fac curat în liga. Să se iau numai pe Adrian. Bogdan afară. Manage members și îmi poți pune o campanie pe care să mă bazez? Păi pune-te prima dată să-ți faci un left wing, pentru că până când nu-ți pică un team of the team, echipa team hero. Dacă nu-ți pică un team hero, nu poți să-l faci pe Ronaldo. Știi, pui mei?
Adrian a intrat în ligă. Mi se pare că Alex are 89. Îl am pe Neymar de 91. Mamă, ce vrea eu Neymar ăla. Ioi! Și am umplut liga din nou și acum suntem aproape 90 toți. La turneu o să joc eu când o să termin live-ul. 21 de persoane pe live, 13 like-uri, promo, Ionut Ionuț. Abonați-vă la Ionut Ionuț. Bă, vedeți că gen cum vă uitați voi, apăsați odată pe ecran și în dreapta sus o să vă apară semnul acela exclamării. Apăsați pe el și dați mai jos și vedeți Andreica Silvio. Voi mergeți la Andreica Silvio și îi dați un subscribe pentru că el m-a ajutat să-l fac pe acest jucător. Pe acest jucător. Adică el mi l-a făcut, să zicem. El mi l-a făcut pe Mbappé, pe Acosta. N-am putut să trec de meciurile acelea și el mi l-a făcut. Deci, da, nu știu ce să mai fac pe acest live. Mă cam plictisesc. La End of Era n-am ce juca. La Domination nici pe aproape, pentru că... Here comes the money, here we go. Bag aici, bag cea care ta. Dă-le încolo de 200 de fa pointuri. De alea fac rost rapid. Abonați-vă la Road Titan. Titanii! Dribbling 3. Ea zice că... am nevoie de bufon. Că l-am poartă pe aerul ăla. Ce zici, îl fac pe bufon? Bă, îl faci. Ce pot să zic eu? Că nu-l faci, îl faci. Bă, băieți, am primit un mesaj pe laptop de la taică-miu care îmi zice că trebuie să plec undeva. Joacă alte jocuri, joacă la dominări. Na, hai că jucăm la dominări. O să țin live-ul ăsta până la minutul 50 sau o oră. O să țin live asta o oră. Eu am 18 ani, ce să mă bazez să cresc, ca să cresc. Păi, pui mei, tu trebuie să știi ce trebuie să faci. Nu-i slab, să vezi la 90 ore ce, cum îți joacă pe linia porții. Adică, cum îți joacă la șuturi. Pui mei, acum să-l văd pe Mertens în acțiune, că în seara asta Mertens în echipa mea și o să, de fapt, mâine dimineață, pentru că eu o să-l cumpăr numai mâine și... Dați-vă seama. Dele Alli, face braziliană, Belotti. Belotti! Imediat fac Ramos. Și-o mă uitat. Dar trebuie 200 de win-uri, man, în VSA. Nu înțeleg de ce au băgat ăștia de la ei prostia aia. Să ce, să nu facem noi nimic? Ce pana mea. Coche înapoi cu Jimenez cu Saul Niguez cu Griezmann. Guadien, Carrasco, Filipe Luis este atacat de Varan. Varan nu știu ce caută acolo, dar asta îi pare, da. Am nevoie de lista cu olandezii. Da, mă, da. Olandezii. Dar ce overe ai la echipa? Gata, știu ce overe ai tu la echipa. Faci live mâine dimineață? Normal, de ce nu? Și poate și în seara asta fac. Nu știu.
din primul pack când m-am apucat l-am prins pe Roban. Înseamnă că ai avut un noroc, frate. No, te cred, frate, toti Dani Alves, cât de bine ai jucat jocul ăsta. Eu să vezi că o să am echipa 92, cred că. Cred că astăzi fac și eu 92, vreau. Și Griezmann îmi dă un gol pentru că eu mă joc cu botul în pana mea. Că eram atât la cet în pana mea. Bă, îmi dă iară taică-mea mesaje. Da, bă, cam atât și cu acest live. Eu am fost Flaviu și noi ne auzim de seară. Îl fac mult mai... Să zicem că de seară, pentru că nu știu dacă o să fiu de seară acasă. Deci, ce să mai zic? Pa! Vorbim pe live-ul de seară, pentru că acum nu știu de ce taică-mea trebuie să mă duc până la magazin la maică-mea. Pa!